Petrică Cercel nu a fost uitat pe ultimul drum de colegii din lumea manelelor. Ce artiști au venit la înmormântarea cântărețului? Petrică Cercel a fost înmormântat ieri la cimitirul Ghencea din capitală, iar pe ultimul drum a fost condus de familie și prieteni, însă n-a fost uitat nici de colegii de breaslă din lumea manelelor. Ce artiști au venit să-i aducă un ultim omagiu în cea mai tristă zi? Ieri a fost o zi grea pentru familia lui Petrică Cercel, asta deoarece cântărețul de manele a fost condus pe ultimul drum de către rude și prieteni, după ce joi artistul și-a dat ultima suflare la spital, în lupta cu noul coronavirus. Cimitirul Gencea e locul unde artistul își doarme de acum somnul de veci, iar în afara familiei, a rudelor și a tuturor celor care au venit să-i aducă un ultim omagiu, nici colegii de breaslai acestuia nu au lipsit de la slujba de înmormântare. Petrică Cercel nu a fost uitat de colegii din lumea manenelor, pe ultimul drum. Printre artiștii care au venit să-și ia adio de la celebrul manelist se numără Copilul de Aur, Marius Babanu, Costel Biju, Luis Gabriel și Dan Bursuc, dar nu numai. Aceștia au fost prezenți în cea mai neagră zi pentru familia artistului care împietrită de durere a fost nevoită să-l ducă la groapă pe cel mai iubit bărbat din viața lor, din păcate, Florin Salam nu a putut fi prezent la înmormântarea colegului său de breaslă. Asta deoarece manelistul se confruntă cu ceva probleme de sănătate în ultima perioadă, așa cum chiar el a declarat, precum și familia sa. De asemenea, alte nume importante din industria manelelor nu au putut fi prezente fie din motive persoane, fie că au avut de onorat anumite evenimente, însă nu au uitat de Petrică Cercel și au trimis coroane pentru acesta toți cei prezenți au fost îmbrăcați în alb. Dorința familiei lui Petrică Cercel a fost ca toți cei prezenți să fie îmbrăcați în alb în cea mai tristă zi din viața lor, iar aceștia au respectat acest lucru și au purtat tricouri sau cămași albe. De asemenea, sicriul în care a fost depus manelistul a avut tot culoare albă, iar toate florile și coroanele pregătite de către familie au avut aceeași culoare pe care familia a stabilit-o încă de la moartea regretatului cântăreț. Acum Petrică Cercele a lăsat în urmă o soție văduvă, dar și trei copii și cinci nepoți care vor trebui să învețe să trăiască fără dragostea tatălui și a bunicului lor.